Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în pești. Am primit ghidare, ghidaj, cum vreți voi să spuneți, ambele sunt corecte. Ca să continui etalele pe zodii, tot pe axe, așa cum am început Scorpion și Taur, și continui cu zodiile de apă și de pământ, pentru că ele au fost cele mai afectate. Eclipsele s-au întâmplat pe semne de apă și de pământ. Așadar, continui cu peștii, apoi cu fecioară, rac, capricorn. Și mâine, eventual, celelalte semne. Haideți să vedem pești, peștișori, în această perioadă, situația. În primul rând, trebuie să renașteți 20, numărul renașterii, să lucrați în grădina voastră interioară. Poate aveți și muncă în grădină, eventual, dacă aveți, dar nu asta e ideea, e vorba de grădina interioară. Acolo e interesant ce simt eu, băncuța și două scaunele. Acolo vă așezați la masă, pe scaun, la masă de vorbă, cu sinele vostru superior, cu îngerii voștri protectori, cu persoanele care v-au făcut rău, cu persoanele... Îi luați pe rând, așa, voi cu fiecare în parte, cu persoanele care v-au adus bucurii. Și aveți așa niște discuții. Situația. Ca să puteți să renașteți, ca să puteți să vindecați complet, să înțelegeți că renașterea se bazează pe înțelegere. Dacă înțelegi, știi cum să tratezi situația, nu? Ca la orice boală, ca la orice afecțiune. O dată, de două ori, de trei ori. 32 luna, apropo de eclipsă de lună, dar sunt niște secrete pe care poate le veți afla sau dacă nu, veți vedea. E interesant. Grădină și pom. 5. 5 e numărul marului preot. 5 este numărul schimbării. Trebuie să schimbați ceva, eventual să schimbați grădina, aveți nevoie de mai mult spațiu ca să creșteți. Interesant cum vine mesajul. Era o grădină cu multe... dar parcă și în grădină, dacă nu mă înșel, puteți să dați în urmă. Ia să mă și uit. Era acolo, chiar sub pom, băncuță. Da, uite, dar e altfel de pom. Da, aici este. Da. Aici trebuie să renașteți. Și stați de vorbă, cum am zis, în sufletul vostru, în grădina voastră interioară și vedeți ce aveți de schimbat la nivel generațional. Aspecte care țin de tradiții, chestiuni care trebuie păstrate și chestiuni care trebuie schimbate. Și dacă pomul acela în grădină ar fi putut să fie năpădit, în libertate crește mai mare. Dar în libertate este cam singuratic. Sunt niște lucruri la care trebuie să sacrificați. Sau pe care trebuie să le sacrificați, depinde ce vreți. Depinde ce vreți, este stejarul, e unul din pomii mei preferați. Ca să vă deschideți brațele, aveți nevoie de spațiu. La capătul setului de cărți 6, 5 și 6. Male preu și îndrăgostiții, dar aici e cu totul altceva. Dar fac totuși, fac legături. 6, ar putea să fie o poveste de dragoste între voi și cineva care e la distanță. Sunt nori pe cerul acestei povești, unor poate așteptați să vină, îi așteptați să vină, poate ei vă așteaptă pe voi, variază de la om la om, dar sunt niște nori. Nu uitați că în spatele norilor este soare. Chiar dacă sunt nori o săptămână, o lună, în spatele norilor e soare. Cu alte cuvinte, aparențele înșală, lucrurile sunt mai profunde decât credem și... Voi trebuie să creșteți, cu nori sau fără... Aici este minunăția acestui pom, cu nori sau fără nori, el crește, încet, 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 își întinde brațele, dar evident, are nevoie de spațiu, are nevoie de curățare periodică în jurul său și ce mai simt, are nevoie să împărtășească bogăția coroanei sale. În această coroană vin păsări, sub această coroană vin animăluțe. Chiar așa, în spațiul acesta mai minimalist, spune mai feng shui, nu uita să împărtășiți. Dar, hai să vedem totuși. Oh, pomul, ce frumos! Trebuie să fiți puternici. Pomii ăștia trec, am zis, prin multe, ca să se... Să devină... Sunt pomi seculari, mai bine zis. Ați trecut prin foarte multe și în alte vieți. Hai să vedem trecutul. O dată, de două ori,
de 3 ori. Și între timp o să completăm mesajul 5-6. Ia să mai vedem. 5-6. A, da, uite. Poate ați avut accidente, noutăți, niște vești mai neplăcute la un moment dat, legătură cu accidente, cu situații neprevăzute, cu poate nu sunt ale voastre, poate sunt ale altora, sau poate sunt chestiuni de trecut care încă vă mai afectează. Interesant, eremitul, 10 de bâte, spânzuratul, wow, ce cărți. E un trecut, aș spune, epuizant. Epuizant. Ați trecut prin noaptea întunecată, apropo de nori, noaptea întunecată a sufletului, ați trecut foarte mult. Unii... Ați mai ajuns pe câte o colină, ați mai văzut îndepărtarea, apropo de nori, ați mai crescut un pic, iar au venit nori, iar soare, iar vânturi, iar ploi. Unii dintre voi sunteți între, nu obligatoriu, dar unii sunteți, semnul peștilor, deși nu fixez hangman, nu doar pe pești, mai degrabă pe casa 12 a necunoscutului, fecioară, pești, semn de foc, eventual, dar nu obligatoriu, nu obligatoriu. În trecut... Ați învățat? Să căutați lumina. Și ați fost obligați mai devreme sau mai târziu. Orice om înțelept că eremitul este un om înțelept. Ați cules stele de pe cer. Idei, inspirație divină, mesaje divine, care v-a ajutat să rezistați. 10 de bâte e o situație epuizantă, aveți multe responsabilități. Poate colaborările cu anumiți oameni nu sunt chiar cele mai dorite, cele mai grozave, pentru că la acest 10 de bâte cineva pune în cârcă responsabilitățile altuia. Poate ați avut șefi sau parteneri dominatori, unii dintre voi, și din dorința de a-i împăca, cum au uneori tendința peștii, v-ați sacrificat mai mult decât e cazul, v-ați legat mai mult decât e cazul. Însă, acesta este de domeniul trecutului. La un moment dat a venit ideea. Stând așa, ideea a venit prin acele momente de lumină divină. Ideea fiind că ar fi cazul să alegeți. Interesant, e același personaj de la 10 de bute de aici. Ar fi cazul să alegeți. Ori stați pe loc în acele situații, ori mergeți mai departe. Poate stând pe loc, într-adevăr, vă epuizați energetic, mergând mai departe, nu e plăcut, că merge necunoscut, eremitul merge către stea, știe că trebuie să-și găsească lumina, credința, direcția, dar e un necunoscut, e un întuneric. Și mai sunt și dușmani. E un șarpe acolo încolăcit chiar lângă el. Interesant, unii dintre voi ați fost trădați acasă, în familie, eventual de o energie feminină. Dar acest, e o vorbă, un șut în fund, un pas înainte. Tot rău a fost să învățați să lucrați pentru idealurile voastre, pentru fericirea voastră. Poate această alegere să se refere la altcineva din preajma voastră, pentru că e un trecut, acum trecutul este îndepărtat sau apropiat. Aceeași poveste pe care voi ați trăit-o, trăiește cineva din preajma voastră. Și eventual îi înțelegeți, empatizați cu ei, simțiți cu spânzuratul. Simțiți că este greu. Dar hai să vedem în prezent. Uite, interesant, doi de cupe, două suflete perechi. Pereche. Voi v-ați găsit valoarea, ați învățat, am zis, prin ce ați trecut, să vă găsiți valoarea, stabilitatea, respectul față de voi. Ați împins din greu. Ați împins din greu și împingeți în continuare. Eventual, aveți iar un șef care, șefă, nu știu, persoana, acasă, tată, soț, sunt oameni care vă încearcă să vă domine. Dar... provocările sunt ca să ne facă puternici, apropo de acest pom. Provocările sunt ca să ne facă puternici.
n-ați avut de a face și o persoană cu o persoană mincinoasă, cel puțin cu o persoană mincinoasă, care, cel puțin aveți în acest moment, de a face cu o persoană care minte, care fuge, care nu vrea să se implice. Poate pentru unii, din păcate, trebuie să vă spun, acest suflet pereche care fuge de la locul iubirii, ar spune, nu vrea să se implice din cauza că posibil să mai aibă o familie sau să aibă ori un tată, ori un personaj masculin dominator acasă, ori o mamă care tot așa impune, ori pur și simplu o căsătorie. Și a venit ceva invers. Interesant, împăratul invers. Și asta e... Și dacă acest personaj până la un moment dat a fost echilibrat într-un mod tradițional, ce se întâmplă între voi, povestea aceea de dragoste, cele două cupe care se întâlnesc, îi dezechilibrează, încep să viseze. La un nou început cu voi, nouă de cupe, încep să aibă speranțe. Dar hai să mai vedem. Peștișori, prezent o dată. De două ori. De trei ori. Iar apare, măi. Vin cărțile, vor să vorbim. Iar apare împăratul și nouă de cupe. Aici este, voi le dați echilibru. Voi le dați echilibru, adevăratul echilibru, împlinire sufletească. Voi sunteți tot ce și-au dorit. Voi vindecați. Ia uitați, regina de cupe și asul de cupe. Și iar sunt puși să aleagă. Și știți cum, i-am zis că înțelegeți, pentru că și voi ați fost puși cândva, sau puse, să alegeți. Între lucrurile la care țineați foarte mult, care vă creau stabilitate, apropo de grădină și libertate. Într-un alt context puteți să creșteți mult mai mari. Pentru că încercările au făcut acest pom spectaculos. Repet, încercările și faptul că e mai izolat îl scoate în evidență. Faptul că a rezistat pe cont propriu sau într-un mediu mai special. De dor, concentrează-te. Vorbim de bani, vorbim de tradiții. De trei ori. Gata. Cineva se stresează foarte mult. De familie, 10 de monede, de carieră. Ia uite, 10 de bâte iar, regina de monede iar și 2 de cupe. Au vrut să reapară, ați văzut, le-am amestecat în fața voastră, le-am tăiat în fața voastră. Asta e. Se pare că personajul care în ultima vreme este în viața voastră, am zis, posibil că nu întâmplător, trece prin situații prin care ați trecut voi. Trebuie să împingă un adevărat sistem, să-și folosească toată energia, să ajungă la voi. Voi le dați și stabilitate fizică și emoțională. Dar posibil, între voi, pe lângă responsabilitățile voastre, ale lor, să mai fie o altă femeie. Este un moment de supărare, de tăcere. Necesar ca să învățați să vă echilibrați, eventual să iei să se ajusteze energiilor și vibrațiilor voastre. Dar se va manifesta poate o comunicare într-un anume fel, fizic. În ce sens? Pentru că monedele pot să fie carte, telefon, întâlnire, chestiuni practice, palpabile. Se va manifesta în curând. Posibil că le este foarte dor. Dacă e tăcere, le este foarte dor. Sunt conștienți că trebuie să aibă răbdare. Să se ajusteze energiilor voastre. Și să aleagă. Ia uite, marele preot. Că tot am vorbit de 5. Și male preot e ghid spiritual și temperanță e ghid spiritual. Însă, interesant, ambele au numărul 5, da? 14 tot la 5 se reduce, 5 și 5. Dar diferențe. Unul este tradițional, altul spiritual. Aici este. Posibil să fie...
acasă, ori în familie, în căsnicie, la locul de muncă, să aibă o persoană, repet, dominatoare, regina de pute, care îi ține pe loc. Pentru bani. Aici este interesant, eremitul iar, este călătoria lor spirituală. Ar dori să vină să vă cucerească, însă, în această călătorie, cavalerul de pute trebuie să înfrunte întunericul. Și repet, voi știți cum este. Empatizați, apropo de doi de cupe, empatizează, e o prietenie, este consens, nu consens, este... compasiune. Pasiune și compasiune. Dar ar trebui poate să mai clarific. Hai să vedem. 10 de bute. Că ne interesează mai mult prezentul și viitorul. Interesant. Sunt foarte multe cărți, dar apare iar judecata. Renaștere. Odată. 10 de bute. 10 de bute în paletul de cupe. 6 de... Sunt conștienți că trebuie să vină acești oameni. Știți voi cu cine aveți de-a face. Ar trebui să comunice adevărul, să-și ceară scuze cu valetul de cupe. Să fie deschiși emoțional. Cu voi pot. În general, în preajma peștilor pot să fii deschis. Pentru că peștii înțeleg multe. Și când vorbesc de pești, nu mă refer la cei cu soare, musai, cei cu planete, cu lună, cu Venus, cu ascendent. Foarte empatici. Iar comunicare despre niște responsabilități, despre niște conflicte create, de prezența voastră, voi sunteți independenți, sunteți bine, sunteți în principiile voastre, sunteți în adevăr. Ei sunt deja prinși într-un contract și trebuie să aleagă între acea poziție, așa zis, stabilă, cum am zis chiar de la început, și un nou început. Și voi trebuie să alegeți. Nu doar ei, și voi. Nu trebuie să așteptați să vă aleagă ei și spune asta tuturor zorilor. Alegeți voi. Regina de bute. Îmi cer scuze că nu mi-am făcut unghiile, încă vopsesc și... mai renovez pe aici, regina de bute. Regina de bute în prezent pentru peștișori. Ia uite, cavalerul de bute. Da, și-ar dori să vină. Și-ar dori să vină să vă cucerească. Dar mai au foarte mult. Își doresc foarte mult. Trebuie să înceapă o nouă lume și în vechea lume au de rezolvat niște chestiuni legale care le dau dureri de cap. Justiția și nouă de spade nu dor noaptea din cauza unor contracte, unor probleme în justiție. Și când vorbesc de probleme în justiție, pot să fie foarte multe. Nu obligatoriu divorț, pot să fie chestiuni de contracte financiare. Eu știu, imobiliare, chiar nu e treaba mea să intru în detalii. Variază de la un om. Dar trebuie să las acest capitol în urmă și să... Că tot am văzut doi de bâte. Și să aleagă drumul către stea. Și faetonul și eremitul merg către stea. Însă avantajul faetonului față de eremit este că are mașinuță. Eh, ce bine e cu mașinuța. Prinzi viteză. Dar ca să ai mașinuță, trebuie să faci pace între prezent, viitor și trecut. Între varianta ta negativă și varianta pozitivă. Și acesta are stea în frunte. Am văzut mai devreme eremitul, da? Avea steaua în felinar. Iar. Aș spune că persoana cu care aveți a face ar trebui să comunice. Să vă comunice niște lucruri despre care n-a vorbit până acum. Foarte serioase. Very serious. Cavalerul de bâte a clarificat. Și ce este cel mai serios de comunicat este că ei sunt foarte atrași de voi. Sunt foarte atrași de voi. Doi de cupe. În prezent. Doi de cupe. Clarificăm doi de cupe.
Ar putea să fie, că tot am văzut valetul de monede, întâlnirea aceea în care voi doi vă vedeți, discutați, înțelegeți. Ia uite, în timp ce vorbesc apare asul de spade. Asul de spade. Nu e invers, eu l-am pus acum invers. Stați, dar au picat cărțile. Asta e un blocaj. E... Wow! Mamă! Cine, din lipsă de asumare, fantastic, cineva și-a karma. Din lipsă de asumare, cineva intră exact în capcana sa mentală. Ce vreau să spun? Se blochează. Poate chiar cineva să meargă pe... Nu-i frumos, că tot am văzut justiția. Să sperăm că se rezolvă. E o chestiune apropo de închisoare. Pentru minciună. Interesant, cavalerul de monede face bani, șapte de spade, minte, fură, fuge. Posibil niște chestiuni financiare, poate nu ale lor, poate ale altei persoane, nu știu, dar bani, minciună, fals în acte și legătura. Poate să fie blocajul în acel contract nedrept, incorrect, dar cineva va plăti. Pentru că acest 8 de spade, fără supărare, poate să semne și închisoare. Tot încerc să tot mi-e jenă să zic, dar este adevărat. E singura carte care reprezintă închisoarea. Ia uitați, gratii, după 7 de spade. Evident că poate să fie și o închisoare mentală, poate să fie sentimentul de jenă, e prea puțin spus, de rușine, de vinovăție. Eventual de un program mental în care a fost crescut și din care este foarte greu de ieșit. Dar, hai să vedem în continuare. 8 de cupe. Am zis lucruri, veți auzi, acele rasul de spade, adevăruri neplăcute, ciudate, că tot am văzut și luna. 2 de cupe. Te rog, 2 de cupe pentru peștișor în prezent. Iată. Foarte diferit. Poate să fie flacăra voastră geamănă pentru unii, deși nu prea îmi place să dau acest termen, că toată lumea se aruncă să-l adopteze fără să înțeleagă. Ar trebui să fiți precauți și să aveți o experiență și astrologică și spirituală excepțională. Și chiar și așa este riscant. Dar, între voi, o energie foarte bună, 4 de bâte. Însă, sunteți total diferiți. Unul este dezechilibrat, altul este superațional. Unul știe ce vrea și spune, vrea adevărul. Celălalt încă jonglează între, cel puțin, voi și o altă persoană sau o altă situație pentru bani. Nu neapărat că vin la voi pentru bani, e un anume tip de stabilitate. Inclusiv fizică, nu zic materială, fizică și emoțională. Dar junglez, unul este destul, aș spune imatur. Imatur și are foarte, foarte mult de transformat. Iar revine. 3 de cupe justiția. 3 de cupe poate să fie și un triunghi amoros. Și cineva trebuie să plătească karma pentru acest lucru. Poate să fie o căsătorie care a fost încheiată din cauza că cineva a rămas, ea, adică nu cineva, că el n-are cum, evident, ea a rămas însărcinată într-un mod neașteptat sau trebuie să se căsătorească sau, în fine, da? Acest capitol trebuie încheiat și eventual perechea voastră trebuie să vină corectă. Politically correct. Și cei drăguți în aceste de cărți, ambii au sabia sus. Cu alte cuvinte, trebuie comunicat. Face to face. Nu doar emoțional, nu doar telepatică, știm cum e. Nu. N-ai spune cu creionul pe hârtie, dar cu dovezi. Băi, peștișorilor, iau-te. Apare asul de monede. Asul de monede. Puteți să începeți ceva nou. Nu zi musai cu acest personaj? Pe cont propriu. Succesul vine, asul de monede. Poate vine un dar de bani, poate vine un nou proiect.
Poate vine altcineva. Fiți deschiși. Pentru că personajul cu care aveți de-a face, ia uitați, valetul, cavalerul, doi de monede. Interesant, cu regina de bâte care poate să și regele de spade, vreau să zic, și regele de spade și casa, iar posibil să fie discuții legale legate de casă ale lor și de-aia sunt dezechilibrați. Își pierd o parte din finanțe, trebuie să împartă banii, trebuie să împartă poate și copiii și alte lucruri și sunt un pic dezechilibrați. Posibil și asta. Am zis-o în viitor odată. De două ori. Poate și voi aveți niște chestiuni acasă, de echilibrat, de rezolvat și legal și fizic. Nu exclude și varianta asta, că până la urmă fac etalarea pentru voi, dar era clarificarea la 2 de cupe. Voi, în principiu central, sunteți, înainte să tai cărțile, sunteți, ați învățat să vă respectați majoritatea și din acest motiv atrageți oameni care încă au de învățat, au multe de învățat și învață într-un mod plăcut, aș spune, cu doi de cupe, într-un mod ușor învață de la voi. E genul că sunteți guvernați de Jupiter. Jupiter este profesorul benefic. Îi înțelegeți. Saturn este cel dur. Ce ar mai fi de spus? Aș vrea totuși, înainte să tai cărțile, să clarifici valetul de cupe. Ar putea să fie o aventură a cuiva care e foarte aiurea. Mi se pare un grad de inconștiență de nedescris pentru mine. Să ia aventură și să rămâi cu un copil după aventură. Mi se pare culmea prostiei. Prostiei, ignoranței, inconștiențe. A unuia dintre cei doi și culmea manipulării. Clar că unul dintre cei doi a manipulat situația cu un scop, scopuri ascunse, eventual financiare sau posesive. În fine, clarificăm valetul de cupe. Da, să sperăm că nu e vorba de așa ceva, dar... Ideea este că valetul de cupe, ia uite, 8 de cupe, da? Ghosted. Da, au plecat din viața voastră, vor să vină, eventual, să-și ceară scuze. Ideea este că și voi între timp v-ați mai detașat, dacă ați suferit atunci, v-ați mai detașat. Ar putea să se întoarcă cu niște scuze. Da, a fost separare între voi. Judecata și turnul. Spânzuratul. Lucrurile stagnau. Și ca să renască, ce a zis? Dumnezeu a trimis un înger și a suflat din trâmbiță, dar atât de tare, că știți cum sunetul poate dărâma. Folosiți și karma. Încât s-au răsturnat lucrurile, tradițiile, construcțiile vechi. S-a răsturnat totul. Și ia ca posibil cineva își dorește recucerirea paradisului. Ha? Ideea este că acest turn este și în avantajul vostru. Voi puteți să vă alegeți o altă cale. Să mergeți către oameni care vă apreciază, nu care vă părăsesc. Vă părăsesc, vin, vă părăsesc, vin. Nu către oameni care sunt dezechilibrați, oameni care știu ce vor, care vă vor. Sunt două corane. Vă vor, vin să vă... Interesant, doi de cupe. Cei doi au două coroane. Nu zi musai pețească, vin să vă contacteze onorabil. Onorabil. Și am mai zis eu, tot trebuie să fie bine, un șut înainte, un șut în fundul, pas înainte. Este și ocazia să aveți voi succes. Într-un alt loc, apropo de ce am zis mai devreme, da? Să renașteți. Pentru că acolo stăteați pe loc. Stagnați spânzuratul. Iată. Hm.
Așa. Hai să vedem viitorul. Acestea le-am amestecat. Hai să le mai amestec o dată. Îmi dați voie? O dată. De două. Ia uite. Vai, ce mai sar cărțile. Regina de cupe sunteți voi. Rămâneți cu sufletul deschis, nu vă închideți, dar evident îl împărtășiți cu cine merită. Interesant, pentru că întâlnirea, separarea mai bine zis, dintre cei doi, deocamdată aduce destulă suferință. Pentru unul. Poate că voi știți să vă vindecați, nu știu, poate ei știu, unul dintre voi știe să se vindece, dar altul încă e suferință. Turnul, după cum vedeți, a venit. Trei de spade a venit și încă inima vindecată e jos. Deci se simt spadele, neînțelegerea, minciunile, dezamăgirea. Hai să vedem. Deci, o dată, de două ori, de trei ori, peștișori. Interesant, iar am oprit la asul de monede. Se poate să începeți ceva nou cu altcineva. Nu rămâneți fixați, gen spânzurat. Nu vă sacrificați mai mult decât e cazul. Justiția. Și interesant că vine sub eremit, sub acest personaj care v-a părăsit eventual, care are multe responsabilități, trebuie să se elibereze de niște lucruri care l-au ținut în întuneric, l-au ținut pe loc. Și voi, dacă ați simțit că ați stat pe loc și că vă consumați energia, nu uzați în această relație, în altă relație, luați mesajul, vă rog frumos, fiți flexibil, tarotul este mult mai versatil decât credeți. Fiți flexibil. Și voi lăsați ceea ce este prea mult pentru voi și mergeți către relații corecte. Corecte, nu dezechilibrate. Corecte. Că am văzut și regele de spade. Justiția. Dacă i-au fost nedrepti sau dintr-un anumit punct de vedere imaturi și au creat, că am văzut acolo o chestie cu minciunele și cu chestii. Dacă i-au fost așa, cine a fost așa și ia karma, plătește în justiție. Poate au de plătit daune. Poate nu e închisoare. Poate au de plătit daune financiare. Asul de cupe. Așa, drăguț, frumos. Ideea este că în viitor viața voastră se va echilibra. Veți primi dragostea pe care o meritați. O veți primi. Și bănuții pe care îi meritați. Oamenii vă vor aprecia pentru ceea ce faceți. Ce drăguț, la trei de monede nu mai sunt trei persoane. Este o singură persoană. Și sculptura reprezintă această persoană, deci artistul. La trei de monede este un personaj care lucrează și celălalt se uită. Aici este after the art. Cel care a lucrat, a lucrat atât de frumos încât i s-a ridicat un monument. Bine, nu zice nimeni că vi se ridică vă un monument, dar veți fi apreciați. Și veți primi ceea ce meritați. Dacă voi aveți probleme în justiție, pentru casă, pentru alte chestii, veți primi banii pe care îi meritați. Asul de cupe. Sunt vești bune. Chiar dacă unii dragoste vă va vindeca acest dar. Că am văzut și valetul de monede. Acum, mai e o altă variantă. Va veni un nou început și în dragoste. Am văzut asul de monede, apare asul de cupe. Poate să fie o altă persoană care vrea să fie corectă cu voi, care vrea să fie generoasă, care vă apreciază munca și simte că meritați să fiți apreciați și de alții, adică o poziție vizibilă, publică. Da, am văzut șase de bâte, ia uitați-l. Șase de bâte aici, șase de bâte și aici. Nu știu dacă e acel, iar eremitul, nu știu dacă e același eremit de la care am plecat, pe care l-am văzut și în prezent și care se pare că îl veți întâlni și în viitor. Oricum ar fi acest eremit, să zic, se maturizează. Învață să-și, să-și trezească kundalini, este cam mult spus pentru unii, dar să-și gestioneze energia interioară după acest consum energetic. Capătă un protector, lupul. Un negru e un protector puternic.
și își găsește lumina. Nu, și nu doar lumina. Își găsește victoria că a căutat prin tuneric și a ajuns la lumină. Posibil să fie același personaj. Nu obligatoriu, dar posibil. Dacă nu... Ia uite. Wow, ce simt, ce frumos. Wow. Personajul care va părăsi eventual pentru o altă femeie, pentru o aventură, poate să mai caute mult și bine. Posibil voi între timp să fiți deja cu altcineva. În momentul în care ei vin, voi deja să fiți cu altcineva. Dacă rămâneți cu sufletul deschis, pentru că meritați. Meritați oameni corecți, am văzut regele de spade, justiția, meritați oameni corecți. Repet, nu știu dacă acest personaj se transformă, să știți că transformarea ține, durează foarte mult. Da, nu zic că la unii poate să dureze mai mult, la alții mai puțin, dar când e o chestiune conceptuală, de profunzime, de stil, de viață, e greu. Una e să iei decizia să te schimbi, da, aceea poate să vină mai repede, dar ca să te schimbi, ia ceva timp. Hai să vedem totuși justiția. Pentru că ce frumos în fața justiției, dragii mei, și bogatul și săracul au aceleași drepturi. Și obligații. Cu alte cuvinte, să nu fure, să nu mintă. Să nu, da, ia uite. Valetul de monede. Iar o chestiune legată de bani. De imaturitate. Cineva plătește pentru felul în care a făcut bani eventual. Eventual. E o chestiune care ține, în care implică familia într-un anume fel. Nu pot să spun mai detailat. Implică familia, atât. Încerc să iau. E o mamă toxică aici. Wow. Este o mamă toxică, posibil care manipulează prin copil. Avem și așa ceva? Wow. Și mamă, dacă nu e mama personală, este femeia cu care cineva are copii. Wow. Uf, ce nu-mi plac oamenii ăștia. Trei de monede. Da. Cineva trebuie să plătească în justiție. Eventual, dacă e un divorț, va trebui să plătească pentru copil. Măcar atât. Varianta cea mai ușoară. Cea mai ușoară. Pentru acești oameni. Dar voi detașați-vă că aveți de menținut stabilitatea voastră. Posibil alți oameni vă doresc. Nu aveți nevoie de oameni care nu știu ce vor, care au complicații. Și nu e vorba că toți avem complicații, dar în acelea destul de greu de rezolvat. Trei de monede. Și în ce sens? Complicații care vă scad în vibrație. De fapt, asta am vrut să zic. Complicații care vă scad în vibrație. Că toți avem probleme. Trei de monede. Wow. Turnul. Trei de monede, trei de spade și turnul. Vă vindecați. Dacă cineva v-a dezamăgit și v-a adus multă suferință. Trei de bute. Da, repet, își vor primi karma. Iar apare regina de spade și cinci de monede. V-au lăsat în frică în ceață, își vor primi karma. Și într-un mod misterios, nu doar că își vor primi misterios, voi știți, cine știe, cine vă lua spiritual știe că justiția divină lucrează.
Ar spune că voi veți fi bine. Posibil unii dintre voi vă veți găsi o altă persoană sau va veni o altă persoană în viața voastră să vă cucerească. De la distanță, de la drum, turnul. Interesant ce mai simt cu turnul și trei de spade, da. Durerea care a venit prin separarea bruscă și evenimentele neașteptate și știrile neașteptate și comportamentul impulsiv și eu știu ce s-a mai fi întâmplat. Tăcerea bruscă care a fost între voi poate să fie vindecată de un anume succes profesional. Că știți, și acesta este bun. Este bun. Karma voastră o primiți în următoarea perioadă prin carieră, prin mici reușite financiare, daruri financiare sau ajutor, contracte mici care vă ajută. Da? Poate să fie reechilibrarea voastră, ajutorul divin transmis ca să vă vindece de șocul pe care l-ați trăit, dezechilibru financiar. Asul de cupere. Regele de spade, wow. Un om corect. Un om corect vrea să vă iubească. Regele de spade. Și aici apare și regina de spade. Repet, dacă voi ați fost corecți, corecte, și ați avut de-a face cu acasă sau într-un anumit mediu, cu o persoană dezechilibrată, lucrurile se vor schimba, cât ați spune? Pește! Da? Eventual, neașteptat, va veni și asul de cupe din partea unui, adică dragostea, din partea unui personaj care vă vede. Meritele, înțelepciunea, un anume tip de puritate. Ia uite, șasul de monede. Așa, regele de monede. Eventual un alt bărbat ar trebui să se lupte pentru voi. Posibil să fie alt bărbat, da. Posibil să lase o femeie. Drăguț. Dacă lasă femeia aceea toxică în urmă, împărăteasa și diavolul. Poate o femeie obsedată și de sex și de bani. Poate să fie o soție, o mamă. O lasă în spate. Și se luptă eventual cu... nu știu, demonii, cu concurența cu vecinii, cu prietenii, cu toată lumea, posibil acest personaj, regele de monede, semn de pământ sau cineva cu marcaj puternic de pământ, să-și dorească și acesta un nou început cu voi. Regina de monede este în centru. Ideea de femeie asumată, energie feminină asumată, independentă, care are afacerea sa, sau își are banii ei munciți, creați, cu răbdare, care se respectă. Posibil acesta, pentru că e un parteneriat, își dorește un parteneriat cu voi sau o relație cu voi, dar lucrurile acestea nu le vedeți încă, nu se vor vedea încă un timp, nu știu cât timp, pentru că e undeva aici. Veți vedea, eventual. Posibil pentru unii dintre voi, dacă ați fost lângă un personaj rece, să vă vindecați. Asul de cupe să înseamnă vindecarea voastră de un personaj rece. Posibil marcaj în balanță, văd, vărsător, gemeni mai puțin. Dar luați ambele, sau toate variantele puteți să le luați în considerare dacă vreți. Dacă nu, selectați. Pentru că oricum aveți un as de cupe care se arată, da? Și un as de monede care, ia uite, 44 de minute, și am scăpat mai puțin, care e mai subtil, mai în umbră. Posibil să fie acest personaj care are probleme în justiție, în ce sens? Poate divorțează, poate rupe contractul, am văzut. Împărăteasa și diavolul. Diavolul poate să fie un contract toxic, karmic. Contractele sunt karmice, în general, ca să știți. Cât ar fi de plăcute la prima vedere, tot karma este. Ia uite, fiți autentici, rămâneți autentici.
Fiți în prezent și visați la viitor. Ia uite, trebuie să iertați. Iertați-i pe cei care au greșit față de voi, cei care au mințit, cei care... Poate că tot am văzut că cineva a furat, poate v-a fost furat din casă ceva, într-un anume fel, contractual, elegant, profesionist, într-adevăr. Nu, ca amatorii. Voi dați-vă timp să vă relaxați și să visați un pic, că aveți nevoie de odihnă. Poate și voi aveți niște chestiuni acasă care v-au obosit. Sfatul. Lucrați cu emoțiile, cu sentimentele voastre. Gelozii, pasiuni, lucrați cu ele. A zis mai devreme, țineți-vă sufletul deschis. Încercați să lăsați fricile să se dizolve. Am văzut luna de la început. Lăsați fricile. No fear. Him. Pentru cine ascultă him. No fear? Parcă era? No fear? Da, nu cred că sunt versurile totuși. Să știți că uneori frica e bună. Ne protejează. Uneori e bună. În fine. Posibil că cineva cu marcaj în zodia racului are niște frici, ei ar trebui, deși sfaturile erau pentru voi, ei ar trebui să lase fricile și să vină să comunice. Cam atât. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine!